support the progress link to Sir Ratzig. Pistem Sir Ratzig aici? Ce caut aici? Stai și că mă pregăteam să mă duc înapoi în oraș. Uite-l, mă! Salut, lumea, și bine ați venit la un nou episod din seria noastră de Kingdom Come Deliverance. Da, față de data trecută am reușit să găsim bandiții în pădure, să-i nimicim. Acum trebuie să vorbim din nou cu omul ăsta, să-l găsim pe roșcovanul ăla de care ziceau din sătuc, care știe de nebunia aia, care au distrus satul, frate, unde e? Deci dubiosul ăsta, abia aștept să cunosc personajul ăsta, de prieten cu toți cărbunarii. Cum vine asta cu aia? Tu ești singurul tăi tovarăși și sunt cărbunari și toți sunt băieți? Care-i faza? Ia. M-am ocupat de terminație. Really? And I suppose I have to take your word for it. If you want proof, I can take you to them. Maybe I should have brought you their heads. I'll take your word for it. Nah, nu ești tu așa de brutal, Henry. Lasă, dă-l morțului pe ăsta. Ginger is hiding out in a ruined hut not far from here. You go along the road to Ujits until you see a path to the right that leads to a small spring. There's an overgrown path that leads from there right to where Ginger is. Keep your eyes peeled though. You could easily miss it. Good. Thanks for your help. I see. Ok. Ne dă și nouă direcție exactă sau? Ia. Bun. Ne dă. În sfârșit nu mai trebuie să caut eu ca orbu. Hai să mergem. Am învățat și cum să punem itemele pe cal. Foarte bine că steam ca proștii overweight. Așa. Bă, voi în secțiunea comentariilor dacă știți ceva despre joc și mă vedeți că sunt prost. Ziceți acolo și voi ceva, stați așa. Ziceți acolo și voi ceva, na. Eu nu știu, uite, vedeți acolo în stânga jos lângă barea aia verde a calului, energie. E un perk foarte jmecher care mi l-am pus acum. Se numește Savage și îmi dă plus 1 la toate staturile când sunt în sălbăticie, inclusiv Strength, ceea ce e foarte important. Hai mă să-l găsim pe roșcovanul ăsta că v-am zis că-s foarte curios. Îl iau tare, nu, nici nu se pune problema. Spuneau asta de la început. Cum ar fi fost gen să găsești din greșeală hatul ăsta fără să omori bandiții? Oare aveai interacțiunea respectivă? Puteai să o ai? Ia, hai să mergem noi aici. Ce faci cu metre? Ia zi. Te așteptai? A venit garda. Cum era mai aia melodia aia acum? Vine poliția. What do you want from me? What? What? Right, one thing at a time. Ok, where did you run? Where are your cronies? Tell me everything that happened. What? Why did you kill that bandit? Hai să luăm ușor. Luăm una pe fiecare. Because I was afraid they'd come back and kill who? Cine? Ăla de are sabia mea? To get revenge on you for killing their mate. Killing? Me? I never... Mă enervează ăștia de se jură pe Dumnezeu pe orice. Charcoal burners? They're over at the... Where are your bandit mates? They're not my mates. They nearly killed me. I recognized one of them, so I thought they'd come back and... Recognize? Who was it? Talk! I don't know his name, only that he's from Ujits and he has a limp. What can you tell me about him? How do you know him? I saw him. Și nu sunt aia care au sabia. Poate sunt din gruparea lui. And I know he lives in a house on the edge of the village, but that's all I know. I never talked to him. Why did you kill that man? Tell me. And now tell me exactly what happened and don't leave anything. That's quite a... It's who to look for and you where, exactly. Everything, just who they were and where they went. I only recognized one of them. A fellow from Ujits with a limp. He lives in a house on the edge of the village, but he's in the tavern there whenever he has... What else do you know? Nothing. Bine. I've heard vezi că știu unde stai și mă întorc. Wait, what about me? Won't you help me out? Perhaps I could. What would you like? Hai puțin, tu mai vrei și altceva? I'd like to go back to the stud farm, but those cutthroats who want to kill me are still around. Will you help me? I'm omorât pe toți. They're out of the way. I ran into them on my travels. Really? That's great, but... What? Ce mai vrei? I'm
afraid to go back to the farm. I ran away, and God knows what they'll think about it all. I don't know if they'll even want to talk to me. Just go there and see what happens. I can go and ask them. Just try, and you'll see whether they drive you away or not. But if you explain it to them, they're sure to I'm team de tine, chiar n-am timp. I suppose you're right. Ai înțeles tu? Lockpick, n-am niciun lockpick. Hey, oh, cu metre. Vrei să intri după mine, Pebbles? Hai că începem să ne înțelegem noi bine rău de tot. Ok. Să fac aici, go and tell Captain Brown what you find out from Ginger. Ok, mamă, trebuie să facem tot drumul ăsta înapoi. Dar asta este, cred că pot să fac fast travel, corect? Corect, acum, că mi-am dat jos tot weight-ul de pe mine. Suntem băieți inteligenți. Am dat să face târziu. Oho, ce de drum. Neuhof. Ok. Hai să mergem la El Capitan. Oh, Captain, my Captain. Unde ești? Nu, că merg în direcția greșită. Mă duceam la alta. Mă duceam la side quest A. Fuck. Hai de bă, nația ta. Nu vrei să sari pe acolo? Erai tu, Pebbles. Ba mă asculti, ba nu mă asculti. Hats. Asta n-are treabă, asta zi și noapte, ploaie, ninge, el e aici, îl găsește aici, în mijloc, în noroiul ăsta. Ce faci cu metre? Well, well. Look who deigns to grace us with his presence. Dai, cu ce cu atitudinea asta? Vezi că am făcut legendă pe acolo. I had to follow the trail before it went cold. And what if some bandit skewered you and left you for dead? We'd never find you because you told no one where you were going. Eh, asta ai și tu dreptate. I really don't know, my lord. He disappeared without saying a word to anyone. Never crossed my mind he wanted to get it. I... Da? Silence! Cum să-l inovețești pe om? Mouth shut when I'm giving you the benefit of a veteran's wisdom. You do what I tell you, answer only when I ask you, not go running off whenever you feel like it. I'd like to kick your arse back to the castle and be shut of you. But it's true, you're a fucking peasant who knows nothing about soldiers. Triggered much? You into shape, so I'm not done with you yet. God have mercy on you if you ever try anything like that again. If you're lucky, I'll only have you whipped and clapped in the stocks. Bă, chiar mă miram. My way, you'll be hanged for this. I hope we've got that out of the way. I made myself absolutely clear. Now. I talked to Ginger and found out what happened. Out with it then. Ginger fled because he recognized one of the raiders. He was afraid they'd come back to silence. Well, he was right. They were asking about him. So who did he recognize? He didn't know his name. Some fellow with a limp from Ujits. All right. Since you've gone this far, you may as well ask around in Ujits. We've enough to do here in these parts anyway. So Radzik will tell you about it. He said to send you to him if you haven't already. Am făcut prost că m-am dus și am pus întrebări și acum fac bine să mă duc să pun întrebări. Ok. Acum trebuie să-i raportăm direct lui Sir Ratzig? Am înțeles. Unde ești, mă, fată? Da, uite-o. Hai, fătucă încoa. Hai de la dans. Bă, dar de ce încă mai am weight pe mine? Nu înțeleg. Ce naibii am? Ha? Report the progress in link to Sir Ratzig. Păi stai, mă, Sir Ratzig e aici? Ce caut aici? What? Stai și că mă pregăteam să mă duc înapoi în oraș. Uite-l, mă! Lol, ieși el pe metereze. Ce faci, mă, frățică, mă? A venit aici să mă vezi în plină acțiune? Well,
What's troubling you? My lord, I managed to find a clue. Uite cum se vede capul în dreapta, fără gât. Bernard already told me what's been happening, but I'd like to hear it straight from the horse's mouth. The whole story or just the gist of it? It's up to you what you consider important. The whole story. One of the Neuhof stable boys, a lad they called Ginger, fled from there and hid out with some charcoal burners. I have to say, there's a lot of them around. I never thought how many forges and ironworks they have to supply. That's true. Oh, yes, sir. I had quite a job finding him. He was well hidden and with good reason. The bandits wanted to kill him because he recognized one of them. Did he tell you what happened? He said it wasn't one gang, but two. And one of them took fright when the slaughter started. Seems they were only interested in loot, so they quarreled with the other lot. Then it came to a skirmish in the woods and one of them was killed. Oh. The rest of them scattered. And did you find out where they went? All I know is one of them is from Ujits. I know enough about him to be able to track him down. All right, but those cutthroats must know who he is too, right? And if they want to get revenge on him or silence him, you'd better hope they don't get to him before you. So drop everything and get on his trail. Find out what he knows and then report back. I'm going to our encampment at Melhaya to oversee the security. Hey, uite un om care știe ce să-mi dea de făcut. Bun. Avem și bănuți. Why do? Why choose Melhaya? Melhaya. Somewhat at the center of events, isn't it? And what's more, there's another stud farm there. Sir, do you think they're going to try the same thing again? I shouldn't think so. Everyone will be on the alert now. But the secluded dwellings are more vulnerable. There are few people in them. They're scattered everywhere and we can't guard them. But the bandits won't find much silver in places like... There's always a groschen or two, some food and so on. Da, asta e adevărat. How much silver did they get from slaughtering those horses? True. If they'd stolen them, Henry, de acord cu mine. Fine animals. Exactly. It's not about the silver. It's about... But what? Creating fear. Such great terror that you won't even squeak when they come to cut your throat. Never mind, raise your hand against them. Fear that will root you to the spot, staring like a rabbit entranced by a stoat, waiting for the death blow to fall. Ai news about the investigation? N-ai news about the investigation. Hai să mergem. Ia zi, unde trebuie să mergem mai exact acum? Ce aici? Wow! Find... The Neuhof Bandit in Ujits. Mamă, coiți. Mergem în orașul ăla unde sunt eu hoț. Ești nebun. Hai, mai să mergem în orașul ăsta unde era. Altă parte de fast travel n-avea mai bună, știi? Unde mi-e calul? Calul meu e pe... urechile mele... Ia, vin încoa. Cum ar fi acum să scot sabia să-l omor eu pe ăla? Nu s-ar schimba tot jocul, mi-ar da oare game over? Știu că am auzit că ți influențează toată lumea, efectiv, dacă faci chestii de genul. Dar n-avem de ce să ne jucăm așa de prost, să fim YOLO cu jocul degeaba. Bă, hai să mergem încolo. Îi dăm așa. Îi dăm jap aici. Bă, ideea e ce-și vrea. Îi vrea să-mi vând o grămadă de chestii, dar... Cred că asta trebuie să fac eu, de fapt, mai întâi. Să vând toate hărmălaia asta de pe mine. Așa că o să mergem aici. You're too overloaded to fast travel. Stai mă, nițel, că nu o să mai fiu așa overloaded. Fiți atenți. Te duci aici, inventory. Nu mă, la mine, la inventory. Pam. Și dă move to horse la chestii. Aici n-am ce să dau move to horse. Dar de unde mă s-au pus ele așa? De la bani, că am prea mulți bani pe mine. Zic eu. De la bănet este. Long distance arrows. Ce stab damage? 110, 90, 115. Punem astea de 90. Și pune-le și pe astea de 110. Oi, mă, nebunule. Mă, dar ce am atâtea chestii pe mine de... Nu poate să stea. 115. Bun, în sfârșit, așa. Mergem acum să le vindem pe toate.
aici am zis. Trece noapte, trece ziua. Noi mai avem energie, mai avem energie. Și am ajuns. Ideea e că acum trebuie să încep să mă apuc să fac târguiel. O să le fac pe toate și cred că o să ne vedem direct în orașul ăla acolo unde este băiatul care îl căutăm. Eu vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă. Să lăsați multe, 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 multe like-uri și ne vedem pe episodul următor. Poți!